Polițistul care a lovit-o mortal pe Raisa pe trecerea de pieton refuză să facă testul poligraf. Avocatul care reprezintă familia victimei îl acuză că minte și că are ceva de ascuns. Dacă vinovatul în acest caz ar fi fost supus unui test la detectorul de minciuni, multe detalii care sunt importante pentru anchetă ar fi ieșit la iveală, spune acesta. Până în acest moment nu se știe unde mergea polițistul, dacă avea girofarul aprins sau nu. În același timp este încă neclar și modul în care a avut loc accidentul, având în vedere că șoferul spune că nu le-a văzut pe cele două fete care traversau regulamentar. Ancheta care a început în urma accidentului de pe Bulevardul Laminorului a fost blocată acum de decizia pe care a luat-o polițistul. Avocatul familiei Raisei crede că acesta încearcă să ascundă ceva. Oficial cunoaștem acum faptul că Popescu, respectiv polițistul care a ucis-o pe Raisa pentru cea de pieton și a accidentat-o pe Marina destul de grav, nu o să răspundă testului poligraf, adică în termen popular e detectorul de minciuni, iar lucrul acesta nu ne face pe noi decât să credem că a fost o influență a poate chiar organelor de poliție sau pur și simplu Popescu chiar are ceva de ascuns sau a fost, așa cum am spus, sfătuit să nu răspundă întrebărilor ce ar fi urmat să-i fie adresate la detectorul cu minciuni. Acest test poligraf ar fi fost esențial pentru probă. Nici până în ziua de astăzi nu se știe ce făcea polițistul în momentul în care a produs accidentul, dacă era sau nu atent la drum. Important de menționat este că inculpatul nu a putut nici măcar să spună clar unde se ducea. Avocatul familiei spune că din acest moment declarațiile lui Constantin Popescu nu mai pot fi luate în serios, pentru că nu este sincer. Rămâne în continuare în dezbatere și în divergență chestiunea cu rampa de pe mașină, girofarul poliției, dacă el era aprins sau nu, pentru că Popescu declară, credem noi că în mod mincinos, că acea lumină de pe mașina poliției era aprinsă, deși există martori care spun că nu era aprinsă și chiar mai există încă un martor care spune că ea a fost aprinsă imediat după accident. În luna ianuarie acestui an, Raisa și Marina au fost lovite pe trecerea de pieton de către polițist. La doar câteva minute după accident, Raisa s-a stins, iar cealaltă fată a ajuns în stare gravă la spital și a fost operată la picior. După această tragedie, familia fetei care a murit a cerut despăgubiri în valoare de 6 milioane de lei. Între timp, și Marina, martorul cheie în acest caz, a fost audiată de către polițiști și rămâne de văzut cât de puternic cântărește declarația ei în această anchetă.